Aici e baza de tratament a hotelului Tujna, de fapt din toată stațiunea care vin de la orice vilă, probabil. Uite ce frumos e hotelul, foarte, o arhitectură superbă și din față, dar și din spate cu asta nape așa între ape, foarte frumos. Și ăla e pasajul de legătură, ca să nu mergi prin, uite oamenii cum merg pe acolo, să nu mergi prin frig. Aici o terasă care nu știu dacă poate că vara funcționează, cu ping-pong, cu biliard. Uite, masă de tenis, de masă. Parculețul ăsta foarte frumos. Așa, natural. O salce aici în patia brazilor. Interesant. Și aici un rastel de biciclete. Și acolo sus, păscări, e izvorul. Unul din ele, nu mai știu dacă mai sunt și altele acum în viață, dar ăla sigur funcționează încă. Și bineînțeles că de aici e punctul de pornire spre traseele, spre Dinovu Mohor, spre Lacul Sfânta Ana, prin pădure. Uite, alea sunt. Crucea Roșie, ăsta la Bastion aici, mai aproape punctul roșu. Și da, foarte frumos. Ia zi, interesant dacă s-ar vedea de aici stânca și da, se vede, uite ce chestie, ce interesant. Foarte tare. Bineînțeles, uite acolo. O parte din linia mai din lateral așa, și asta mare aici, uite, aici. Chiar în fața la bradul ăsta. Te se vede. Să facem noi un zoom. Hai. Da. Ah.